Bună, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu la un nou filmuleț motivațional de economisit bani. Astăzi sunt foarte, foarte happy pentru că este ziua băiețelului meu mai mare, care împlinește frumoasa vârstă de 10 ani. La mulți ani, Edi! Și astăzi vom sărbători în familie, după care săptămâna viitoare o să-i țin și ziua de naștere cu colegii și cu prietenii lui. Și acesta este primul motiv și cel mai important pentru care sunt atât de fericită astăzi. Deci nu pot să cred că au trecut 10 ani de când l-am născut și nu știu, dacă mă uit în urmă, nu știu când au trecut anii aceștia, când. Timpul zboară. Deci, efectiv, zboară și uite așa ne dăm seama, ne trezim într-o zi că ai noștri copii sunt mari și, da, nu știm ce s-a întâmplat cu tot acest timp. De asta este important să ne bucurăm de viață și de fiecare zi așa cum vine ea și să luăm tot ceea ce este mai bun din ziua respectivă. Și al doilea motiv pentru care sunt foarte fericită este faptul că pot să economisesc bani, pentru că acesta este hobby-ul meu, după cum știți. Așadar, da, astăzi am dublu motiv de a sărbători și de a fi fericită. Bun, și pentru că v-am povestit de ce sunt eu atât de fericită astăzi, haideți să începem. Am aici bănuții pe care i-am retras din cont ieri și să îi numărăm. Ar trebui să fie 400 de euro. Să vedem dacă sunt 50, 100, 150, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 300. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 400. Bun, deci aici avem 400 de euro. O să și notez. Ok, deci 400. Bun. Mi-am adus sus aici și cafeaua ca să-mi încep ziua cu o cafea caldă cu miere. Am îndulcit-o și are și lapte și este o cană mare, nu este din aceea gigantică pentru că am și căni mai mari, dar nu este nici o cană normală, este cumva între, pentru că aici intră un pahar de lapte plus cafea. Eu mi-am pus 180 de ml de cafea, un pahar întreg de lapte plus miere, deci da, este o cană mare. Ok, bun. Și să vedem. Deci pentru ziua de astăzi am de alocat la provocarea cu concediu 150 de euro. Bun. Și mi-am dat seama că am uitat să-mi scot creionul de colorat. Bineînțeles, eu de fiecare dată trebuie să uit ceva, pentru că altfel nu aș fi eu. Dar o să-l scot imediat. Ok, deci astăzi voi colora cealaltă aripă a avionului, care valorează 150 de euro. Și să-mi scot și creionul. Ok, l-am scos. A trebuit să mișc camera ca să pot să deschid sertarul. Așadar, dacă este schimbat cadrul, acesta este motivul pentru care este schimbat. Ok, și să colorăm. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bun, am terminat de colorat, așa arată. Mă bucur că am ocazia să lucrez și la această provocare pentru că, da, am tot amânat, n-am mai lucrat la ea și timpul trece și mai sunt 6 luni până la vacanță sau ceva de genul, dar o să treacă repede, așa că, da, trebuie să lucrez și la ea. Deci 150, 50, 100, 150. Bun, și să numărăm, să vedem în total câți bani se află aici. Avem așa. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 720, 740 de euro. Sunt în fondul pentru vacanță în această provocare. Ok, să pun și cartonașul. Bun.
Ok, cu această agendă am terminat. Mai departe trecem la agenda galbenă, care este agenda pentru o lună în avans și pentru viziunea mea. Iar astăzi vom lucra la fondul pentru asigurări. Aici vreau să ajung la suma de 500 de euro, dar astăzi voi aloca 50 de euro la acest fond. Ok, deci 50 și în total avem 50, 100, 120, 40, 60, 80, 90. Deci 190 de euro avem aici, plus 100 de euro care se află deja în bancă. 100 sau 200? A, 200 se află în bancă. Sau? Ba nu, a, 100. Deci 100, 200, 220, 40, 60, 80, 90. Da, deci 290 de euro se află în fondul pentru asigurări. Ok, să și notez. Astăzi suntem în 17, 02. Asigurări plus 50 de euro și totalul este de 290 de euro. Ok. Cu această agendă am terminat pentru ziua de astăzi. O dăm la o parte. Și ne-a mai rămas provocarea pentru pușculița mea, la care astăzi o să aloc suma de 200 de euro. Ok, și pentru această provocare am doar bancnote de câte 10 euro, pentru că bancnote mai mari nu încap în acea cutiuță în care țin eu banii, care este aceasta de aici. Și da, am ales bancnote de 10 euro. Ok, dar înainte de asta să mă bucur și eu puțin de cafeaua mea. Bună, e bună. Ok, deci 200 de euro. Să numărăm banii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da. Ok, și să vedem unde alocăm bănuții. Deci 200 minus. Am diferite provocări aici. Unele sunt începute, altele nu sunt începute. Numai puțin să fac loc. Ok, așa. Și să vedem. La provocarea aceasta, da, vreau să aloc niște bani. Deci pot să bifez, am două cercuri de 50 de euro, asta ar însemna 100. Da, și pot să le fac ca să termin mai repede această provocare. Deci minus 100 și ne mai rămân 100 de euro. Ok. Ups, sări, am mișcat camera? Da, cred că da. Deci 50 și cu 50 sunt 100. Și aici ce aș mai putea să bifez? Câte cercuri mai am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cercuri mai am aici. Deci nu, cred că atât. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, deci 100 de euro sunt aici. Și nu vom mai lucra la această provocare. O să trecem la alta. Tot așa care este deja începută. Vreau să încerc să termin provocările care sunt începute. Și după aceea să mai încep alte provocări. O să bifez aici un calendar din acesta care valorează 50 de euro. Ok, deci 100
minus 50, ne mai rămân 50 de euro. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Aici pot să bifez un cerc de 40 de euro. Deci 40. Și ne mai rămân 10 euro. Deci 50 minus 40, 10 euro. Pe care o să-i aloc la provocarea aceasta de aici. Pot să bifez un cerc. Ok, mai rămân două cercuri și termin și această provocare. Abia aștept. Ok, minus 10 și este 0. Bun. Ok, să dau la o parte și dosarul. Să punem bănuții. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Ok, deci 200 sunt în total. Cutiuța mea se află aici. Abia aștept să o umplu, dar parcă tot mai greu să o umple și parcă tot mai greu crește nivelul. Așa. Bun, și haideți să vedem câți bani se află deocamdată aici și care este nivelul, până la ce nivel a ajuns. Bun. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93 și 50. Deci 935 de euro se află aici. Și mai avem destul până ajunge sus. Deci cam aici este nivelul. Da, aici mai intră câteva sute de euro, cred. Deci nu o vom termina prea curând. Dar e ok, când o terminăm, o terminăm, pentru că asta e important, să ajungem la obiectivul nostru, să ni-l atingem. Nu neapărat cât mai repede posibil, câteodată se poate mai repede, câteodată nu chiar atât de repede, dar important este să ne atingem obiectivele. Bun, și cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare, sper că v-a motivat și pe voi ca să economisiți bani, iar noi ne revedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!